Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Astăzi s-ar putea să fiți mai sensibili decât de obicei, așa că evitați persoanele care tind să facă glume răutăcioase pe seama celorlalți. Dacă nu ați apucat să vă odihniți în această perioadă, ar trebui să vă folosiți de weekend pentru a vă distanța de telefon, de rețele de socializare și de responsabilitățile de la locul de muncă. Cei care depun efort zilnic vor fi predispuși problemelor cu articulațiile. Ar trebui să încercați lucruri noi atunci când aveți ocazia, iar dacă implicați pe cineva drag, veți reuși să petreceți mai mult timp împreună. Aveți grijă la relația cu partenerul, deoarece s-ar putea să fiți mai geloși decât de obicei. Horoscopul zilei Taur. În această perioadă, ar trebui să învățați cum să priviți lucrurile cu o inimă ușoară, fără resentimente. Atunci când luați fiecare problemă prea în serios, riscați să duceți o viață plină de stres și nemulțumiri. Este posibil să aveți probleme în relația cu copiii, însă acest lucru ar putea fi remediat dacă vă dați silința pentru a petrece mai mult timp împreună. Veți reuși să găsiți o soluție pentru orice problemă care vă iese în cale, așa că astăzi veți reuși să vă relaxați. Un membru al familiei ar putea să vă contacteze în curând pentru un sfat, chiar dacă nu puteți ajuta persoana respectivă, încercați să vă arătați înțelegători. Horoscopul zilei Gemeni. S-ar putea ca proiectul de care vă ocupați la locul de muncă să fie devenit o problemă, însă aveți nevoie doar de o nouă perspectivă, de un nou mod de a privi lucrurile. Ar trebui să vă folosiți de timpul liber pentru a învăța ceva nou și s-ar putea să aplicați aceste lecții pentru a vă duce responsabilitățile la bun sfârșit. Dacă nu ați reușit să vă faceți planuri de vacanță, s-ar putea ca grupul de prieteni să vă propună o excursie în afara țării. Aveți însă grijă la buget, deoarece nu ați ținut să economisiți bani în ultima vreme. Nativii zodiei care sunt și părinți, dar și persoane de carieră, ar putea avea probleme cu organizarea timpului. Horoscopul zilei Rac. Ar trebui să cereți sfaturi doar de la persoanele care sunt în cunoștință de cauză sau care au trecut prin probleme asemănătoare. De asemenea, ar trebui să fie persoane de încredere. Astăzi veți reuși să încheiați un capitol vechi din viața voastră, iar acest lucru va culmina cu o conversație sinceră pe care o doreați să o purtați de foarte mult timp. Nu aruncați toate lucrurile vechi. Încercați să le reparați sau să le păstrați pentru alte scopuri, cum ar fi să utilizați anumite piese. Astfel veți reuși să economisiți bani de fiecare dată. Chiar dacă bugetul vostru nu va crește considerabil, s-ar putea să observați o diferență peste câteva luni. Horoscopul zilei Leu. Astăzi s-ar putea să aveți probleme de comunicare cu cei dragi, iar ceea ce veți spune nu va fi neapărat ceea ce ei vor înțelege. Aveți grijă la cuvintele pe care le alegeți, precum și la ton și atitudine. Dacă nu ați reușit până acum să vă obișnuiți cu o rutină ce vă poate ajuta condiția fizică, ar trebui să convingeți un prieten să vi se alăture. Încercați să fiți mai deschiși la sugestii și veți observa cum o parte din stresul de viața zilnică va dispărea complet. S-ar putea să găsiți o nouă pasiune pentru care vă veți dedica tot timpul liber. Deși nu veți avea probleme de sănătate, ar trebui să consumați mai multe alimente de sezon. Horoscopul zilei Fecioară. Nu vă grăbiți să luați decizii categorice atunci când doriți să faceți o schimbare în viața voastră. Chiar dacă sunteți dornici să vedeți rezultatele acesteia, ar trebui să realizați că la mijloc există o perioadă de acomodare. Cei dragi vor fi dornici să petreacă mai mult timp cu voi, însă există posibilitatea ca voi să doriți să fiți singuri în aceste zile. Încercați să împăcați aceste două probleme printr-un compromis. Pentru a fi sigur că bugetul vostru funcționează pentru voi, încercați să vă notați cheltuielile pe care le faceți și suma rămasă la sfârșitul fiecărei luni. Iar dacă întâmpinați o problemă, veți reuși să o rezolvați. Horoscopul zilei Balanță. S-ar putea ca cei de la locul de muncă să nu respecte dreptul vostru la timpul liber și să vă contacteze chiar și în weekend, în legătură cu anumite probleme sau apeluri de la clienți. Astăzi nu veți reuși să fiți productivi în ceea ce privesc treburile casnice, însă ați putea să vă folosiți de această oportunitate pentru a citi o carte pe care ați păstrat-o pentru o perioadă mai liberă. S-ar putea ca cineva din familie să treacă prin momente dificile. Chiar dacă persoana respectivă nu vă contactează pentru a vă cere ajutorul, aceasta va aprecia gestul vostru de a le oferi câteva cuvinte de încurajare și chiar un sfat folositor.
horoscopul zilei, Scorpion. Astăzi ar trebui să fiți mai atenți la semnele pe care vi le transmite corpul vostru, deoarece s-ar putea să vă confruntați cu unele probleme de sănătate în viitor. Dacă veți rămâne la fel de neglijenți în ceea ce privește modul de alimentare sau odihnă, s-ar putea să fiți căutați de un prieten vechi, iar acest lucru vă duce la o reuniune cu surprize și multe lacrimi. Partenerul vă înțelege și în cele mai grele momente. Ar trebui să îi arătați faptul că apreciați acest lucru cu un gest frumos. Dacă vă simțiți lipsiți de inspirație și de chef, încercați să schimbați restaurantul cu care v-ați obișnuit, să urmăriți un serial diferit de cele pe care le alegeți de obicei. Horoscopul zilei, Săgetător. Astăzi s-ar putea ca unele discuții să vă afecteze mai mult decât vă așteptați, așa că evitați conflictele cu cei din jur. Nu interveniți acolo unde nu este cazul. Deși sunteți atenți la schimbările de temperatură și acționați corespunzător, s-ar putea ca soarele să vă afecteze oricum, deoarece căldura poate fi înșelătoare. Încercați să rămâneți în casă sau la birou atunci când temperaturile sunt foarte ridicate și consumați cât mai multe lichide. Cei dragi nu vor fi disponibili pentru o întâlnire în această seară, dar veți reuși să găsiți o alternativă. S-ar putea ca cineva din grupul de prieteni să devină un potențial partener. Horoscopul zilei, Capricorn. Astăzi veți reuși să vă odihniți pentru eventualele zile agitate ce urmează, însă ar trebui să petreceți puțin timp împreună cu cei mici, organizând activități distractive. Nu este nevoie să fiți foarte duri cu propria persoană atunci când greșiți, deoarece această atitudine nu vă poate ajuta să mergeți mai departe. Este mult mai important să învățați din greșeli și să aplicați aceste lecții în viitoarele decizii sau proiecte. Ar trebui să fiți mai atenți la ingredientele pe care le folosiți în mâncare. Chiar dacă faceți totul în casă, unele condimente sau sosuri pot fi destul de nesănătoase. Optați pentru fructe și legume de sezon. Horoscopul zilei, Vărsător. Tindeți să mâncați dulciuri cu alte mâncăruri nesănătoase atunci când sunteți stresați. Așa că asigurați-vă că nu ați păstrat nimic prin bucătărie sau frigider care ar putea să vă tenteze. Dacă cei dragi nu se arată prea înțelegători față de deciziile pe care le-ați luat în ultima vreme, nu vă îndreptați atenția înspre a le câștiga încrederea. Aceștia vor realiza faptul că au reacționat greșit, mai devreme sau mai târziu, așa că păstrați-vă energie pentru alte lucruri. Cei care au copii se vor bucura de o relație armonioasă cu aceștia și s-ar putea să vă apropiați de ei mai mult în aceste zile. Atitudinea voastră în această privință va fi decisivă. Horoscopul zilei, Pești. Chiar dacă încercați să încorporați un sport în rutina voastră zilnică, s-ar putea să nu reușiți să vă țineți de aceasta, dacă nu veți avea suficientă determinare în acest sens. Nu lăsați responsabilitățile importante pentru ziua de mâine, deoarece veți fi mult mai agitați și vă veți simți dezorganizați în săptămâna ce urmează. S-ar putea ca partenerul să vă calce pe nervi astăzi, deoarece nu veți reuși să cădeți de comun acord în nicio discuție. Ați putea să petreceți puțin timp cu prietenii voștri, pentru a uita de conflict și pentru a vă relaxa. Veți reuși astăzi să puneți bazele pentru un proiect personal. Horoscopul zilei de azi.